Hello, dear people! Sper că sunteți toți bine și în regulă și sper că stați acasă. Stați o țără să mă organizez, că mă pus să-i vă povești aici și nu m-am organizat. Mă organizez într-o secundă și începem să debităm ce-am mai aflat de la oameni mai deștepți ca mine în săptămâna care a trecut. Stați că am să-mi pun inele, am să-mi pun treburi, am să-mi iau ceașca de cafă. Wait a second! Gata? Mă rog, ceașca de ceai verde, că nu mai beau nici cafea asta, să șterg și camera în viața asta. Nu mai beau nici cafea de ceva vreme. Am pus așa să arate mai... Mă întorc cu fața să mă vedeți. Am și flori aici. Să văd. Să pară mai fetițistic. Nu mai beau nici cafea de ceva vreme ca să nu mă ia cu tremuratul, că deja am exagerat și eu nu beam cafea înainte. No, laptopul în față și subiectul nostru de astăzi. Mă auziți? Bine? Sper că da. Dacă nu, să ziceți dacă vreți să stau mai aproape. What happened? Am băgat parola greșit. Vă mulțumesc pentru toate mail-urile pe care mi le-ați trimis. Mă bucură că vă ajută ce vă zic. Pe de altă parte, vreau să fiu foarte fair cu voi. Măi, sunt un pic așa nedumerită legat de lucrurile pe care vi le spun, pentru că în acest moment cam nimeni worldwide, da, am unghiile într-o parte mai lungile, mai scurte, că na, acasă aia e, nimeni worldwide nu prea știe să prezică ce o să se întâmple și atunci eu tot ce pot să fac este să aleg din informațiile pe care le consider relevante și să vi le spun vouă. Dar mă bucur că totuși aceste informații vă ajută, apreciez mult mail-urile voastre. Aș vrea să vă rog să vă dați subscribe la newsletter-ul de pe morodan.shop ca să primiți toate informațiile din toate aceste live-uri la sfârșit și să ne scrieți după aceea și să folosiți adresa team@anamorodan.com. Acum, ce mai vreau să mai punctez ceva înainte să discutăm despre ce canale de social media sunt bune pentru diferite tipuri de business. The plans are bugging me now. De mult mai încolo. Nu înțeleg ce se întâmplă aici cu mine. Sunt într-o situație, într-un context pe care nu-l pot gestiona. Stați un pic că la mine e cu... Așa, cred că trebuie să stau mai la distanță, nu, trebuie să stau mai apropiată. Mă bucură că v-a ajutat ce v-am zis data trecută. Am primit mail-uri de la oameni care au business-uri în domenii de galerii de artă, care au business-uri în domenii de horeca, dar cred că fiecare din aceste business-uri trebuie să se gândească foarte clar la această lume numită social media, care are foarte multe canale, ca și cum ar fi țări diferite, care-i targetul nostru și unde comunicăm pentru tipul nostru de business. Și atunci, ce s-a întâmplat de când suntem în izolare și de când suntem în această perioadă COVID, este că puțin paradigma de comunicare a business-urilor s-a schimbat. Așa că, pe Facebook, să spunem, da? Facebook-ul, deși a avut o cădere în ultimii 2 ani și cum ați observat că și noi la început am fost niște oameni care am apărut prin niște bloguri, da? Și cream conținut pe un blog. De un an jumate, 2, aproape nimeni sau o rată foarte mică mai citește bloguri din cauza acestui attention span și citesc foarte mult social media unde acest scris content. Și ne-am mutat pe social media, v-am zis asta data trecută. În ultimul an jumătate ne-am mutat cam mulți, aproape toți, în Instagram pentru că Facebook-ul a suferit o cădere.
E, datorită acestei perioade, Facebook-ul, pentru că a devenit între timp o platformă de știri și pentru că acum noi vrem să rămânem conectați la ce se întâmplă în lume datorită acestei situații, a avut din nou o creștere. Și ce vă recomand eu, din două motive, unul și pentru business-ul vostru, dar și pentru că puteți să rămâneți conectați și cu știri care au legătură cu cum se va schimba economic lumea și financiar lumea după această perioadă, dar și din cauza faptului că veți găsi acolo oameni care au aceleași probleme ca și voi și care pot să vină cu soluții sau cu sugestii care v-ar ajuta. Așa că vă recomand să folosiți din nou Facebook-ul și să identificați cât mai multe grupuri în Facebook, grupuri unde aflați informații noi despre finanțe și cum ce se întâmplă lucrurile, cu lucrurile în țara asta, despre deciziile statului. Stați că au ieșit și florile din cadru, parcă nu-mi place că au ieșit din cadru, adică aș vrea să revină înapoi în cadru, dar numai un picuț, așa, cam așa. De exemplu, grupuri în care sunt tot felul de grupuri pe Facebook, puteți face voi grupul vostru în care să adunați oameni și să, în care să... încercați cumva să-i aduceți înspre business-ul vostru. Dar sunt pe Facebook și grupuri, să spunem că, nu știu, aveți un business de un restaurant, da? Sunt foarte multe grupuri pe Facebook în care în acel grup sunt doar oamenii care sunt owner de restaurante, care au discuții între ei, care vin cu sugestii, care vin cu opțiuni, care vin cu tot felul de variante, care s-ar putea să vă ajute și pe voi, că poate găsiți acolo o idee care nu vă trecuse vouă prin cap. Deci, eu zic să folosiți acest Facebook, dar să-l folosiți prin aceste grupuri. Există pe Facebook o opțiune, se numește Facebook Watch, care este o platformă și devine tot mai valoroasă de video. Videouri pe toate felurile, repet, și pe informație de business, și pe informație de cum se mișcă lumea financiar, și pe informație de cum se mișcă lumea medical. Și pe acest Facebook Watch, nu vreau să vorbesc prostii pentru că și eu acum mă documentez despre el, cred că inclusiv voi puteți să generați conținut pentru business-urile voastre sau pentru mărcile voastre personale. Aș vrea să răspund la o întrebare punctuală acum și mă opresc până trec la următorul canal de social media și pentru ce e relevant. Pentru cei care m-au întrebat legat de mărcile lor personale ce să facă. Uite, nu vreau să intru în discuții foarte mult pentru că avem un timp limitat, dar, așa cum v-am spus de fiecare dată, noi suntem astăzi prea mulți în foarte multe domenii. Stați să-mi și curge nasul, n-am COVID, am alergie, m-am testat. Am alergie de la polen. Noi suntem foarte mulți în foarte multe domenii și atunci cred că să ai o marcă personală e important, indiferent că ești finanțist, corporatist, antreprenor sau influencer sau bloghioză sau orice. Dar ca să poți să ai o marcă personală, trebuie să fii tu bine aici. Trebuie să fii bine aici, că dacă nu ești tu bine aici, lucrul ăsta se vede în marca ta personală. Practic, ce înseamnă o marcă personală? Marca personală este personalitatea ta pe care trebuie să o înveți, să o exprimi și să o arăți celorlalți exact așa cum este ea. No, dacă tu nu ești bine aici, cum nu sunt eu bine acum astăzi, pentru că tocmai am aflat niște informații despre această pandemie pe care nu le dețineam și recunosc că m-au îngrijorat puțin, eu am fost destul de responsabilă, am fost destul de responsabilă, adică nu, am fost foarte responsabilă, aș spune, legat de măsurile de siguranță, dar din punct de vedere al simțămintelor mele interioare, am fost calmă și am fost doar focusată pe business. E, aseară am citit niște informații care m-au pus un pic pe gânduri și atunci nu sunt neapărat prea fericită și veselă astăzi, pentru că încerc să mă adaptez la ele și încerc să văd cum o să fac. Deci iertați-mi lipsa de, ca să zic așa, volubilitate. Claude, există cuvântul volubilitate? Știu că există volubil, dar volubilitate? Presupun că da, în fine. Apropo, trebuie să vă zic o chestie superbă. Să vă uitați la mine pe Instagram, am lansat o colecție nouă de yoga, se numește Yoga Ga, nu din cauza faptului că mă cred Lady Gaga și Marilyn Monroe și Morodan împreună, ci pentru că câteodată cred că e bine să ai o doză de nebunie și de umor, dar e foarte interesantă. Și apropo de ce înseamnă să te adaptezi în COVID, știi că în perioada asta, mă rog, nu mai vreau să folosim acest cuvânt,
foarte mulți oameni și probabil că și voi ați întâlnit multe comentarii în care vă spun, ai mă, ce vrei să te îmbogățești acum în perioada asta? Nu, eu sunt om de business, eu nu vreau să mă îmbogățesc, dar vreau să nu am pierderi și vreau să profit, e greu spus, că nu vreau să profit de o situație nasoală, dar vreau să încerc să mă adaptez la ea. Și atunci noi inventăm în continuu produse pe care le punem pe Morodan Shop acum, până lansăm și alte business-uri. Și cred că această colecție Yoga Guy e o variantă foarte bună de overall-uri pe care le puteți folosi și ca și haine de casă, și ca să faceți yoga, și ca să faceți sport, și ca să le stilizați, să ieșiți afară. Dar ce vreau să vă spun cu asta este că trebuie să ne ținem mintea ocupată în perioada asta, chiar dacă vin spre noi foarte multe informații îngrijorătoare, și să nu uităm niciodată că faptul că noi stăm și ne gândim la business-urile noastre și inovăm e un foarte mare added value. Și fizic, pentru că ne ținem business-urile pe linia de plutire, știi, oamenii vin și zic, da, vrei să te îmbogățești. Nu, vreau pur și simplu să nu-mi trebuiască să-mi dau angajații afară, ca să nu îi las în această perioadă să n-aibă unde să se angajeze, și vreau pur și simplu să supraviețuiesc. E that simple. Dar ținându-ne mintea ocupată, simt că am vorbit foarte mult, mai mult, cred că ne transformăm într-un fel de Mihaela tatu de trei ori femeie, dar revin înapoi la concret. Ca să ne ținem mintea ocupată, e bine să inovăm în permanență și eu asta fac. Inovația înseamnă să faci teste. Am lansat această colecție, poate merge, poate nu merge. Dacă nu merge, lansez alte lucruri și tot așa. Încercați în permanență să vă țineți mintea ocupată și să inovați pentru business-urile voastre. Dar ca să revin la topicul de astăzi, mai reiau încă o dată. Deci pentru Facebook. Ne întoarcem din nou pe Facebook, dar ne întoarcem în grupuri. În grupuri ne întoarcem din două motive. Căutând grupuri unde putem să rămânem conectați la niște știri reale de bază pentru ce se întâmplă în lume din punct de vedere financiar și din punct de vedere al sănătății, și doi, căutăm grupuri unde sunt aceeași tip de antreprenori care au aceeași probleme ca și noi, cu care putem vorbi de la egal la egal. Că pentru mine, spre exemplu, care sunt un antreprenor online, dacă vine cineva din industria siderurgică și îmi cere un sfat, dacă îmi cere un sfat de marketing, poate aș putea să îl dau, dar cred că ar trebui să fac, nu știu, research vreo două săptămâni să înțeleg ce înseamnă industria siderurgică în profunzime. Și atunci cred că e bine să mergeți pe Facebook și să căutați grupuri unde oamenii au aceleași probleme ca voi, vin din același background de business ca și voi, pentru că împreună puteți să găsiți soluții care să fie salvatoare pentru mulți dintre voi. Acum, Instagram-ul. Instagram-ul rămâne în continuare și business-urile care au focus foarte mult pe lifestyle. Asta înseamnă tot ce înseamnă home deco. Să știți că pe zona de home deco și pe zona de clothing, poate și pentru că oamenii s-au raportat în casă, am văzut asta și cu colega mea de carantină, Diana, care comandă în continuu, echipament de sport nu face niciodată, dar comandă, s-a raportat o creștere. Acum nu știu dacă creșterea asta va rămâne constantă, pentru că oamenii la un moment dat vor rămâne fără bani, ce credeți? Noi stând acasă, acum e clar, facem shopping online. Dar tot ce înseamnă business de lifestyle, că ești home deco, că vinzi haine, că vinzi, nu știu, lumânări, că vinzi... Am descoperit un nou business, by the way, care mi s-a părut super interesant. Există un business cu tot felul de saltele din astea de jad și măști de jad autentice care te ajută să-ți ameliorezi ție diferite probleme. Insomnii, dureri de spate, probleme cu coloana. Super mega business. Pentru business-uri în continuare de lifestyle, în continuare Instagram-ul funcționează. Ce funcționează cel mai bine în Instagram la ora actuală sunt Instagram story-urile. Foarte mulți oameni se uită la aceste story-uri pentru că acolo se presupune că este foarte mult real content. Toți ne-am săturat, credeți-mă, de poză cu cafeluța și cu floricelele. Și ne-am săturat toți, eu știu, mai pun și eu din când în când, recunosc că îmi plac. Dar ne-am săturat deja de acest curated content, acest... Stăm două ore, facem un setting să arate perfect, de zici că suntem noi descendenții din familia Rothschild și marii burghezi a României, că m-am săturat că toți ne dăm burghezi, înțelegeți? Mă rog, eu măcar mi-asum, dar asta e. Nu, oamenii vor să vadă real life content. Suntem într-o epocă în care și dinainte de izolare se vorbea foarte mult de faptul că deja consumatorul de internet își dorește să vadă lucruri reale.
Și atunci acest Instagram story funcționează foarte bine. Ce mai funcționează și ce v-am mai spus asta și insist să o repet, aș vrea un pic să-mi dați un moment pentru că am un păr de la Fiți în ceai. Cât mai pot pătim în viața asta? Glumesc acum. Ce mai funcționează foarte bine este să nu uitați, vă rog, din suflet ce v-am repetat și vreau să repet asta de milioane de ori. Nu mai scrieți copiuri, rochea asta costă atâta, o puteți cumpăra aici, la revedere. Nu mai funcționează asta. Exact cum a zis și data trecută, încercați să-i apropiați pe oameni de voi, încercați să-i faceți parte din procesul de producție, încercați să le explicați și să le justificați acel produs și prețul acelui produs, trebuie să-l justificați, trebuie să le explicați de ce are prețul ăla, de ce cât s-a muncit la el, cum s-a muncit la el, de unde vine sursa, ce e important și ce am aflat, și asta cred că e o chestie bună pentru toată lumea, este că se va valoriza foarte mult contentul care produsele, de fapt, și implicit contentul care e produs datorită acestor produse în România. Weird formulare, but well. Orice este produs la noi în țară, acum capătă o valoare foarte mare și cred că e important când puneți, nu știu, șoseta, să specificați că el a fost produs în România, într-un atelier cu angajați români, că șoseta a fost produsă în 7 ore, că vom vinde cu drag, că vindem cu drag, că, nu știu, are niște fibre în ea. Încercați să implicați oamenii în cât mai mult proces de producție. Încercați să-i apropiați de voi prin asta. Nu, când zic să-i apropiați de voi, eu nu mă refer acum să ajungeți toți Brené Brown și să le începeți voi, deși vindeți probabil, nu știu, echipament de sport sau anvelope de mașină, să începeți acum să țineți discursuri motivaționale de tip Tony Robbins. Nu la asta mă refer. Dar trebuie cumva să-i apropiați de voi, să înțeleagă, oamenii trebuie să înțeleagă câtă muncă ați depus în a face acel produs, în a dezvolta un packaging, în a le livra lor ceva de care voi sunteți mândri și de ceva de care voi sunteți siguri că le va îmbunătăți viața. Apropo de tone of voice-ul pe care trebuie să-l aveți în Instagram, l-am repetat în fiecare live și o să repet de acum înainte pentru că devine tot mai relevant. O să repet în fiecare live. Dar pentru brandurile care vând lifestyle, Instagram-ul funcționează. Nu uitați cel mai bine Instagram Stories. Așa că mai bine faceți un plan de content în care ziceți așa, eu postez o dată pe zi pe wall, în schimb pun 10 stories. Și în 10 stories-urile alea, poate puneți o poză cu produsul și scrieți mai multe lucruri, puteți să scrieți doar text. Nu uitați să vă puneți, dacă sunteți peste 10.000, link de swipe up direct spre shop-ul vostru sau direct spre produs. E foarte importantă chestia asta. Și să puneți, știți că acolo la Giphy sunt acele chestii, gen swipe up, știi? Ori scrieți voi swipe up to shop, ori puneți un GIF cu swipe up to shop. IGTV în Instagram este Dumnezeu. Deci, în momentul de față și nu doar în comunitatea mea, nu știu dacă v-am zis asta, dar știți că comunitățile sunt diferite. Eu am o comunitate formată din majoritatea femei, sunt antreprenoare, sunt femei din profesii liberale, sunt femei care lucrează în zona corporate și atunci ele au un behavior în social media diferit de o comunitate care e formată, să spunem, din adolescenți. De asta, cumva, există anumite reguli generale de social media, dar eu nu prea cred foarte mult în ele. Cred mult în regulile de social media care se aplică pe comunitatea ta. Și ca să știi din cine e formată comunitatea ta, trebuie să fii atent la ea și la cine te urmărește sau să faci studii pe ea. Și să te gândești așa, un corporatist sau o antreprenoare nu are tot timp toată ziua să stea pe Facebook. Stă seara sau stă în pauză sau stă dimineața înainte să înceapă biroul. Deci eu atunci trebuie să comunic. Eu nu pot să comunic la ora 2 pentru ea, pentru că ea la ora 2 e pe mail-uri și nu vede ce-i comunic eu. Dar ca să revin la IGTV, probabil că mulți dintre voi o să mă întrebați unde e butonul de IGTV. Să știți că am avut și eu această dramă. A trebuit să stăm și să investigăm cu colegul nostru de la Tehnic vreo 2 zile. Butonul de IGTV s-a mutat din capitolul de IGTV în zona aia, știți că e o zonă de explore pe Instagram. Acolo sus, în stânga, este un buton de IGTV cu plus. Acolo
vă adăugați videourile. Videourile trebuie să aibă peste 1 minut și 20 de secunde ca să poată să intre în IGTV. Dacă aveți o pagină cu peste 10.000 de oameni, puteți face IGTV. Claude? Claude? Wait, că am uitat regula. Hai un pic. Deci care-i schema? Dacă ai o pagină care are peste 10.000 de oameni, poți să pui până la 10 minute content video pe IGTV, nu? Și doar dacă ești verified poți să pui până la o oră. Da. Ok, bun. Thank you. Slavă cerului pentru echipa mea, că sunt foarte multe informații și mai uit și eu. Deci dacă aveți o pagină cu 10.000 de oameni, puteți să puneți IGTV un video până la 10 minute, dar el poate să aibă și 2 minute. Doar ca să-l ia IGTV-ul, trebuie să aibă peste 1 minut 20. Dacă aveți o pagină verified, puteți să puneți până la o oră, pentru că practic ce a vrut să facă Instagram, a vrut să facă un YouTube înăuntru Instagramului. E, la mine, eu am observat de mult timp că decât să pun pe wall un video de un minut, mai bine pun un IGTV pentru că îmi generează mult mai multe vizualizări. Să spunem că, uite, eu pun acum, urc după ce închid cu voi, un video la mine pe Instagram. El va face în jur de probabil 40.000 de view-uri. Stați un pic, am low battery. Să verific și low battery, să nu se stingă și pe noi. Gata, suntem bine, mai ajunge. Spre exemplu, dacă pun un IGTV, același content va face 100.000 de view-uri sau 80.000 de view-uri, nu 30.000 sau 40.000. De asta IGTV-ul e mult mai recomandat pentru videouri când urcați, când vreți să le urcați pe wall. Și știți că la IGTV aveți acolo un butonel în care puteți da preview și el apare pe wall, pe wall vostru. Dar e un IGTV, nu e un video pus pe wall. O chestie foarte importantă pe care vreau să vă spun este că la IGTV sau la videouri pe care voi alegeți să le puneți pe Instagram, aveți acolo când postați, se numește cover, e un buton, se numește cover, unde este și trim și filtrele și tot jos, se numește cover. Dacă dați scroll, încercați să alegeți cover-ul în care e cel mai relevant, adică eu aleg cover-uri în care sunt fața mea, pentru că dacă voi veți pune un IGTV care practic primul frame de început este un fundal negru sau un fundal alb sau un scris, nu va genera aceeași nevoie de a mă uita la el ca și cum ar genera un content în care eu văd pe cineva concret sau văd produsul concret. Așa că alegeți-vă cover-ul care o să rămână preview și o să fie inclusiv postat pe wall-ul vostru, care să credeți voi că va fi cel mai mare generator imagistic, că oamenii vizual reacționează, astfel încât să atrageți oamenii să se uite la acel IGTV. Am văzut că inclusiv astăzi foarte mulți oameni de social media fac această greșeală. Ei postează ori pe IGTV, ori un video la ei pe wall și nu aleg cover-ul. Și atunci eu văd când mă uit un fundal negru. Ce-o fi aici? N-am nerv. Hai, trec la altul. Deci alegeți-vă cover-ul cu mine. E ca și cum eu acum pot să pun, de exemplu, nu știu, cover-ul ăsta. Și pot să pun cover-ul ăsta așa cu mine. Și atunci mă vedeți că-s pe mine și că vreau să vă zic ceva și vă uitați. Așa nu înțelegeți nimic ce se întâmplă acolo. Ce-i cu aia, ce-i cu urnele, ce-i cu herele. By the way, urnele le-am făcut pentru că mi s-a părut o metaforă extraordinară. Pentru că știți că toată lumea zice că în urnele se pune cenușa. Eu cred că în urnele mele poți să-ți pui fricile, frustrările, nemulțumirile, toate lucrurile negative pe care le simți. Le îngropi acolo și rămâne acolo. Iar statuetele sunt capul Herei, care Hera, știți că la început și în legendele Olimpului era un personaj negativ, dacă le citești pe toate îți dai seama că de fapt nu era atât de bad Cruella pe cum părea. Și aceste produse le găsiți pe morodan.shop, by the way. Dar ce vreau să vă spun, țineți minte neapărat la IGTV și la video dacă postați pe wall, la cover, alegeți cover-ul cu produsul vostru sau cu voi, sau ceva relevant. Nu puneți fundal alb, nu puneți fundal negru, nu puneți un scris, că nu se uită nimeni. Voi vă interesează să atrageți cât mai multe vizualizări. Bun! Să discutăm despre un alt canal de social media, care sunt convinsă că și pe grupurile în care sunteți voi de WhatsApp ați primit tone de clipuri care sunt virale și probabil că râdem toți ca tâmpiții la ele, că asta e, că n-ai ce să faci decât să râzi ca un nebun la ele. Le apreciez,
Aoleu, mi-am aruncat ceaiul pe aici. Le apreciez și să știți că mulțumesc cu ocazia asta oamenilor care sunt foarte drăguți și fac TikTok-uri după vocea mea și după nebuniile mele. Sunteți foarte simpatici. Dacă îmi dați tag, vă dau repost. Sunteți absolutamente drăguți. Dar pe TikTok, pe lângă voi, care sunteți foarte drăguți, mai sunt și tot felul de alți oameni, de stai și te șochezi. Am văzut zilele trecute o bucătărie toată Louis Vuitton. Mi s-a părut... N-are sens. Nu vreau să comentez. Dar canalul despre care vreau să vă vorbesc următor este TikTok. TikTok, în continuare, specialiștii spun că nu este relevant pentru business, ci este relevant pentru oamenii care își doresc să-și construiască o marcă personală. Apropo, că știu că sunt mulți dintre voi care vă uitați la acest live și vreți să vă construiți o marcă personală. Puteți să mergeți pe acest TikTok. Este foarte ok dacă vrei să-ți crești o marcă personală. Încă nu este relevant pentru business. La fel ca Facebook-ul la Instagram-ul la început, dacă țineți minte, și Facebook nu avea reclame. Nu puteai să-ți faci promoting content, nu puteai să-ți faci nimic. Așa e și TikTok-ul acum și se pare că va mai fi așa mult timp. Deci, business-wise, nu prea funcționează. Pentru că, în primul rând, oamenii care se uită pe TikTok, eu nu am, dar înțeleg că oamenii care se uită pe TikTok, au vârste foarte mici, deci nu sunt neapărat consumatori. Și doi, nu... Poți să faci reclamă, dar nu-i relevant pentru business. Asta zice toată lumea și asta îmi spune și mie instinctul, că de asta nu am făcut nici noi nici TikTok pentru niciunul dintre business-urile noastre, nu mi-am făcut nici pentru marca mea personală, dar încurajez cei care își doresc să-și creeze o marcă personală să vă faceți acest TikTok. Și să știți că pe TikTok puteți genera chiar content foarte mișto, adică nu trebuie să fie tot timpul măscăreală din aia nebună. Există un nou canal de social media despre care nu prea ați auzit, cred că nici voi, nici eu, până zilele trecute, se numește Medium. Și contrar numelui, nu are legătură cu spiritualitatea, cu voodoo, cu misticismul, cu nimic. Este un canal de social media în care sunt articole despre opinii. Sunt opinii. Dar opinii din diferite domenii, dacă vrei să vezi. Și, în primul rând, sunt opinii ale unor oameni documentați. Bine, sunt și opinii ale unor oameni, ca și cum aș scrie eu, de exemplu, dar eu niciodată n-aș scrie ceva pe zona medicală, ca să zic, aș scrie ceva documentat pe zona mea de expertiză. Dar sunt opinii de la oameni care au expertiză, care scriu articole pe aceste subiecte. Și aveți acolo mai multe, de la medicină, la economie, la marketing, la marcă personală, la cum se va dezvolta industria, la previziuni de viitor, la forecast-uri, la zeitgeist-uri, la cum să ne adaptăm, la, nu știu, inclusiv opinii despre, că tot am zis, industria siderurgică. Deci țineți minte de acest canal Medium, pentru că v-am povestit în următorul live că e foarte importantă informația pe care voi o acumulați. Suntem într-o perioadă în care toți trebuie să ne drămâim foarte bine bugetele. Și nu vreau să iau din business-ul nimănui, dar cel puțin decizia mea, pe care o zic mai departe că mi-o asum, este că prefer în această perioadă a vieții mele să nu mai plătesc ca să fac anumite cursuri, ci să aleg de pe internet locurile în care pot să-mi adun informație care e benefică și care mă poate ajuta în business-ul meu. Acest canal social numit Medium este unul dintre ele. Eu zic să-l verificați, poate găsiți niște chestii importante și de ajutor și acolo. Reddit în continuare este foarte bun. Nu știu dacă ați auzit de Reddit. Reddit este inițiat de soțul Serenei Williams. Eu mai citesc pe Reddit în general cărți și studii despre psihologie care sunt foarte complicate pentru mine să le citesc tratate și acolo sunt sumarele lor și le mai înțeleg cât de cât și acolo mai caut în dicționar, dar le înțeleg. Reddit este în continuare și în 2020 într-o foarte mare creștere, adică îl accesează foarte mulți oameni pentru știri din toate domeniile. Și un lucru pe care vreau să vi-l spun și voi observați că eu vă repet niște chestii constant, pentru că cred foarte mult în picătura chinezească. Cred că trebuie să ne rămână în cap niște lucruri. Picătura chinezească. E foarte important să rămânem conectați la ce se întâmplă în lumea de astăzi. Pentru că nu știm ce vine, se presupune că vom trăi toți într-un loop
datorită acestui virus și atunci noi trebuie să știm cum să ne adaptăm ca să putem supraviețui, să avem bani de pâinică și de ce ne trebuie nouă. No, Reddit pentru știri este un canal de social media care este validat și care e pertinent și vi-l recomand cu tot dragul. You can do it. La final vreau să vă mai zic un singur lucru. Să nu vă fie frică de media socială. Media socială nu este bau-bau. În media socială cea mai tare chestie, mai ales că dacă aveți branduri, nu vă vede nimeni. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să scrieți prostii și să înjurați pe alții pe internet și să fiți agresivi degeaba, că nu asta vreau să zic. Dar dacă sunteți oameni timizi, nu vă fie frică de social media, că nu vă vede nimeni, sunteți voi în spatele unui laptop, mai ales dacă nu sunteți mărci personale. Nu vă fie frică de social media, încercați mental să lucrați la voi, să o transformați în prietenul vostru, pentru că în scurt timp vă veți da seama nu numai că aveți nevoie să fie prietenul vostru, aveți nevoie să fie cel mai de bază aliat pe care l-ați avut vreodată. În social media, să știți că noi toți am crescut într-o națiune în care ni s-a spus că să fim modești este o virtute. Lucru eu în care cred și astăzi. Dar în social media, când te promovezi, nu înseamnă că te lauzi. Să nu vă fie frică de asta. Eu am avut o discuție cu cineva la care îi fac consultanță și mi s-a spus, băi, mi-e frică să promovez campania asta, așa că pare ca și cum m-aș lăuda. Nu. În social media nu te lauzi. În social media te promovezi. Este altceva. Social media, când a apărut, ne-a dat puterea tuturor să avem acces la canale de promovare, să nu mai trebuiască să plătim bani unei agenții de marketing, sau, bineînțeles că sunt unele și în continuare eu propovăduiesc existența lor, dar ne-a dat nouă acest tool, aceste unelte de a ne promova noi pe noi. Nu vă fie frică de ea și nu vă fie frică să vă promovați, pentru că una e să te promovezi și alta e să te lauzi. În social media nu înseamnă să te lauzi. Bine, doar dacă ești morodan și zici că ești Dumnezeu pe acest pământ, că ai inventat tu astăzi o colecție de yoga care ți se pare superbă și ai scris un text minunat. Încercam să fiu ironică, dar nici sarcastică, nici ironică nu-mi iese azi. Deci, pattern-ul ăsta în care credeți că vă lăudați este greșit. În social media vă promovați și e firesc să fie așa. Încercați să socializați în social media cum ați socializa în viața reală. Dați like-uri oamenilor, chiar dacă de pe un profil de brand. Dați like-uri oamenilor constant, pentru că ei vă văd like-urile acolo și zic, cine-i mă brandul ăsta care îmi dă like-uri mie de 2 săptămâni? Ia să intru să văd cine-i și vă descoperă. Lăsați comentarii, pentru că și în viața reală socializați cu ceilalți oameni. E foarte importantă chestia asta. Trăiți în social media și tratați social media ca și cum ar fi viața reală. Încercați să fiți prezent acolo. Indiferent că sunteți brand, indiferent că sunteți mărci personale. E foarte important să fii prezent, nu înseamnă doar să postezi, înseamnă să interacționezi cu tot felul de conținuturi. Noi când am făcut brandul Apartment 17, primii oameni la care le-am dat follow și cu care am interacționat de pe brandul Apartment 17 au fost stiliștii, pentru că știam că avem nevoie de ei să ne aia rochile să le pună reviste. Și le-am dat like-uri în permanență, le-am lăsat comenturi pentru că voiam să ne vadă și așa ne-au văzut. Tratați social media ca și în viața reală. Comunicați acolo. Lăsați-le oamenilor, bine, doar dacă simțiți asta, nu fiți ipocriți, dar lăsați-le oamenilor niște vorbe de încurajare. Încercați să-i încurajați. Băi, mie mi se pare super mișto să-mi lase un brand, un coment în care să-mi zică, băi, Morodan, bravo, you did a great job. Păi în momentul ăla să-mi bag picioarele, mie îmi vine să mă duc să-i consum produsul. Pentru că în momentul ăla, pe un fond în care eu simt că îmi cad business-urile, că trebuie să generez alte business-uri noi, că trebuie să învăț alte pattern-uri de business într-o lună, că nu mai am timp, vine unul care îmi zice, băi, you are doing a great job. Păi în momentul ăla îl iubesc, nu? Și în momentul ăla, indiferent că e brand, te iubesc pe tine ca brand și îți devin fidel și încep să te urmăresc și poți să devin un potențial consumator. Ok. Last but not least, țineți minte că Instagramul s-a transformat într-un fel de motor de căutare acum, ca un fel de Google, găsiți foarte multe lucruri pe el, uitați-vă acolo la Explore, căutați după hashtag-uri, căutați după lucruri, nu mai impuneți 200.000 de hashtag-uri Summer 2020 și alte alea, dar puneți hashtag-urile relevante pentru business-ul vostru, pentru că într-adevăr Instagram a devenit like a mini Google. Mulți oameni nu mai googlesc,
dau la explore pe Instagram, ca să știți. În virtutea acestei inerții, vă zic la revedere, pentru că trebuie să mă întorc la business-ul meu și la colegii mei care așteaptă o ședință și trebuie să muncesc și eu foarte mult, ca și voi, astfel încât data viitoare când ne vedem să fim mai optimiști, să fim mai veseli și să avem vești bune și să știm că business-ul nostru nu a sucombat, ci din contră poate s-a transformat, poate am descoperit noi idei și poate mergem mai departe, poate chiar mai bine decât eram. Am folosit prea mult de poate? Poate. Pa!